Apropo de statul paralel, sintagma aceasta, tot vorbit despre ea și Liviu Dragnea, da? Păi da, dar Liviu era păcălit. Da. Așa. Eu știam că ne păcălește. Bine, în ultima perioadă l-am tot văzut destul de activ, dar pe cine credeți că a supărat Liviu Dragnea din statul paralel, de a ajuns unde a ajuns? Cine i-a tras mai pe românește? Liviu Dragnea a avut și merite. N-a fost gândirea lui, a fost gândirea lui Darius Vâlcov, fiinul meu. I-am căsătorit pe el și pe Lavinia și am dus singurii noștri fiind din viața politică. Regret mult felul în care a involuat Darius Vâlcov, o minte tare. A fost campion național de șah. Sportul minții. Sportul adică minții. Din păcate, asta cu infracționalitatea i-a luat-o înainte și a ajuns unde a ajuns. Dar Darius Vâlcov, și meritul lui Dragnea este că l-a ascultat, a fost cel care a promovat programe economice de tip suveranist. Foarte importante. În agricultură, chiar și în turism, în fiscalitate, în aducerea aurului nostru de la Londra. Tot Darius Vâlcov a fost la baza acelei inițiative. Nu s-a făcut. Liviu Dragnea și l-a asumat. N-au mai fost sprijiniți, au fost păcăliți, și amândoi sunt. Darius și astăzi este în pușcărie, Liviu Dragnea a fost la pușcărie. Unde a greșit Dragnea? Că de-aia m-a încertat cu el. I-a spus, bă, zic, nu poți să fii și popă și hoț. El a inventat un sistem de ăsta de întrajutorare a președinților de consilii județene, pe care l-a învățat de la Nicușor Constantinescu. Nicușor a fost mentorul lui Dragnea la început, puțină lume știe. Și acolo e cu corupție. N-ai cum. Dar în același timp, el stătea și la masă cu Coldea. Și mă păcălea. Și zic, Liviu, nu știu. Nu. Și ca să aflăm după aia toate mărturiile, cum alergă el cu șoricul pe Laura Codruța Chiuvei și le tăia porcul lui ăla, că au fost toate informațiile publice. Deci el a greșit, crezând că poate să-i păcălească pe cei din statul paralel, că se dă prieten cu ei și el supraviețuiește. Nu. L-au păcălit chiar și cu condamnarea. I-au spus în 2019, nu pedala prea tare, că îți dăm achitare, trebuie să câștige PNL-ul alegerile europarlamentare, că domnul președinte Iohannis trebuie să realeagă și tu a doua zi după europarlamentare e achitare. I-a crezut. Da. L-au păcălit, l-au băgat la pușcărie. Și n-a mai fost om. Bun, dar cine a fost capul răutăților? În cazul lui? Da. Prietenul lui Coldea, cel cu care stătea la masă. Și despre care i-am spus. În vremurile alea i-am spus. O dată i-am spus și aici la Constanța când a inaugurat Mohamed Murad un hotel de 5 stele. Nu mai știu cum zice, dar nu contează că e singurul de 5 stele de acolo. Și a venit la inaugurare Mihai Tudose, care era prieten cu mine, dar era prim-ministru. Și a venit și Liviu Dragnea cu el ca să se împace cu mine. Și atunci în seara i-am spus. Bă, zic, termină că te vor băga la pușcărie. Era 2018 sau 2017, la final, mai degrabă 2018. Sau cam așa. Și zic, te vor băga la pușcărie. Termină cu... Dădea din cap așa, nu m-a crezut. Dar a înțeles acum, de fapt, unde... L-am întâlnit anul trecut de Paști. Au filmat de o emisiune la Ghilezan acasă. Tot așa, tradiția emisiunilor cu el bucătar și era foarte apatic, placid și l-am întrebat, că înțeles, mă, acum ce ai pățit? Da, mai timid, așa mai. E o lovitură când nu-ți iei cămașa morții și te duci la pușcărie vrând să colaborezi cu toți, acolo te lovește cu leuca în cap. Dacă îți iei cămașa morții și te duci la luptă, te aștepți și la pușcărie, nu mor la pușcărie. Cum zicea Giovanni Becali, că și pușcăria e tot pentru oameni, nu pentru girafe. Dar credeți că Liviu Dragnea ar mai avea vreo șansă să se revină în politică sau ar mai avea puterea pe care a avut-o la un moment dat? Cred că își dorește, că de-aia tot apare. Cred că își dorește. Cumva o strategie. Da. Dar na, nu cred, ar putea să candideze sau ia expirat? S-ar putea să aibă interdicție, da? E greu când te-au atâția la mână, pentru că vezi, el a fost
încarcerat pentru chestie mică, cu două angajate, da. Nici măcar nu era cază la